Președintele executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu, a declarat că este dispus să revină la o majoritate cu liberalii. Eu pot să spun că lucrul ăsta se poate întâmpla și mâine de amânare, și vineri de amânarea vicepreședintelui, dacă lumea își vine la normalitate, nu e nicio problemă. Și vicepreședintele PSD, Ciprian Florescu, admite că aceasta ar fi o variantă pentru detensionarea situației de la Consiliul Județean. Există posibilitatea, sigur că da, atâta vreme cât rămâne o majoritate așa cum am stabilit-o inițial, regula jocului spune că păstrăm structura așa cum a fost ea la început de mandat. Liberalii nu vor să audă de această posibilitate pentru că, spun ei, nu mai pot avea încredere în foștii parteneri de alianță. N-am gând cum să revenim la o majoritate cu PSD-ul în acest moment, pentru că nu mai avem încredere. Atâta timp cât aveau majoritatea cu noi, o majoritate confortabilă, fără niciun fel de problemă, care a funcționat foarte bine, în forță după aceste alegeri europarlamentare, după ce PSD-ul, trebuie să recunoaște, la Gorj a avut un eșec mare, au imediat au și dispus și au pregătit schimbarea Mădălinei Ciolocoi. Nici Mădălina Ciolocoi, vicepreședintele al cărui post este pus în discuție, nu vrea compromisuri doar pentru o funcție. Eu sunt pregătită ca vineri, pe 6 iunie, să părăsesc funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean și să trec în rândul consilierilor județeni. Teoretic, vineri, în cadrul ședinței convocate de urgență, se va stabili dacă Ciolocoi va fi schimbată și care este noua majoritate în Consiliul Județean.